puneți întrebarea dacă oamenii au învățat ceva din istorie. Da, au învățat. Au învățat să perfecționeze răul. Dacă el n-a fost suficient de concludent într-un război, în primul război mondial, el s-a perfecționat în al doilea război mondial și va fi dus la apogeul perfecțiunii în acest al treilea război mondial care a început. Revin la John Swinton. Iată ce scria el în, ce spunea el în 1883, anul în care Eminescu a fost și el scos din presă cu forța și băgat în cămașa de forță. 28 iunie 1883. În același an, iată ce scria John Swinton. Nu există la această dată în istoria Americii o presă independentă. O știți și voi, o știu și eu. Niciunul dintre voi nu îndrăznește să-și exprime părerile în mod cinstit. Și chiar dacă ați face-o, știți dinainte că n-ar fi publicat. Eu primesc un salariu săptămânal ca să-mi țin părerile cinstite în afara ziarului pe care îl scriu. Voi ceilalți sunteți plătiți ca să faceți la fel. Și oricare dintre voi ar face nebunia să-și scrie părerile în mod cinstit, ar fi imediat expediat în stradă căutând de lucru. Dacă mi-aș permite vreo părere cinstită, într-unul din numerele ziarului meu, slujba mea ar dispărea în 24 de ore. Treaba jurnalistului e să distrugă adevărul, să mintă sfruntat, să pervertească, să denigreze, să lingă cizmele lui Mamona și să-și vândă țara și neamul pentru pâinea cea de toate zilele. O știți și voi? O știu și eu. Și atunci, de ce să închinăm pentru presa independentă? Suntem uneltele supuse și slugile bogătașilor din culise. Suntem hopa mitică. Ei trag sforile și noi dansăm. Talentele, posibilitățile și viețile noastre aparțin altor oameni. Suntem doar niște prostituate intelectuale. Nu cumva regăsim ceea ce scria John Swinton în 1883, deci nu cumva regăsim în presa independentă sau așa zis independentă de astăzi. Cam în acest punct ne aflăm acum apropo de istoria care revine. Dacă nu cumva nici măcar n-a revenit, ci a continuat să fie așa cum era în 1883. Resursele limitate a unui loc oarecare pe pământ, într-un sat sau într-o curte, dau naștere la dorința de a avea mai mult. Ierarhia este foarte strâns legată de această cădere a umanului în a acumula, în a avea, pierzând din vedere a fi.